Auziți toate
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume sus. Să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi și amare înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune și amare înșelăciune te-a rănit și te-a azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe mai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese
Duhului Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-ne Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de satana cel smintit, ce pe i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel smintit, ce pe creștini i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcile mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectia măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, să nu te lași amăgit, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și cât. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești
dar și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită. Oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni
și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 29 octombrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfintei Preacuvioasei Mari Mucenițe Anastasia Romana. Aceasta a fost pe vremea împăraților Deciu și Valerian și a guvernatorului Prob, romană de neam, tânără fiind și locuind într-o mănăstire. Aceasta, mărturisind pe Hristos cu îndrăzneală, a fost bătută cu palme peste obraz și au întins-o pe jeratic cu foc, apoi au bătut-o cu toiege. Apoi, spânzurând-o de lemn, au strâns-o cu vârteje de mungi și au străpâns-o cu țepe ascuțite. Și iarăși, spânzurând-o, au zdrobit-o peste tot trupul, i-au tăiat sânii, i-au smuls unghiile, i-au tăiat mâinile, picioarele și limba, apoi i-au scos măselele și dinții și i-au tăiat capul. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Avramie și Maria, nepoata sa. Acesta a fost fiu din părinți creștini și fiind însurat fără voia lui, a lăsat toate pentru dragostea ce avea către Domnul și s-a dus de s-a închis într-o chilioară, pedepsindu-se cu toată nevoința și peste 10 ani a fost hirotonit preot. Deci murind, fratele său cel trupesc, i-a rămas o copilă de 9 ani și a luat-o la sine și, făcând o chilioară lângă chilia lui, a pus-o acolo. Iar când fata a ajuns la vârsta de 20 de ani, i s-a întâmplat de a căzut cu oarecare în păcat și a fugit și s-a dus la o casă publică. Atunci Sfântul, îmbrăcându-se în portostășesc, a încălecat pe un cal și s-a dus și a scos-o din acea cădere și a adus-o iarăși la acel loc. Aceea atâta pocăință a arătat, încât peste scurtă vreme făcea mari minuni. Deci, răposând fericitul Avramie în 29 ale lunii octombrie, și ea cu puțin mai pe urmă s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Chiril, pomenirea Sfinților Mucenici Min și Mineu, a Sfântului Sava Stratilatul, care fiind de toate părțile însulițat și pătruns, s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Maicii noastre Ana, care și-a schimbat portul și numele bărbătește și s-a numit Efimian. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfintei Mucenițe Melitina. Această sfântă muceniță, fiind părâtă că este creștină și stând înaintea stăpânitorului, întâi au bătut-o peste obraz și, dezbrăcând-o în pielea goală și stând la întrebare câteva ceasuri în mijlocul divanului, batjocorea pe stăpânitorul și toate închinăciunile lui. De aceea, fiind dată la multe chinuri și cu puterea lui Dumnezeu ferindu-se nevătămată,
Pe urmă a fost tăiată de sabie și așa și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomnirea Sfântului Noului Sfințit Mucenic Atanasie, celui ce era din Sparta Ataliei, care a mărturisit în Muntania în anul 1653, cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău, să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Amin.